După înfrângerea suferită la Baia Mare, echipa pregătită de profesorul Gheorghe Tadici va întâlni mâine gruparea din Cehia Banik Most. Formația cehă a câștigat în sezonul trecut Cupa Challenge, învingând în finală echipa croată ZRK Samobor. Meci dificil, venim acum chiar de la o vizionare cu jucătoare robuste. Sunt 4 jucătoare din echipa Cehiei, jucătoare bune, cu experiență mare, unele dintre ele la nivel de pivot, la nivel de poartă și o extremă foarte bună, o jucătoare de 9 metri, un star în devenire pe planul european. Sigur că vom încerca să avem o altă prestație față de ultima care am avut-o. Încercăm să, având în vedere faptul că este meci retur la ele, să încercăm, spun, să ne asigurăm o liniște încă din meciul tur. Liderul din teren al formației zălăoane, Georgiana Ciuciulete, este conștientă că Zaleul va avea o misiune grea, însă speră să facă o partidă bună și să spele rușinea de la Baia Mare. La meciul de sâmbătă din cupe să ștergem cu buretele, să o luăm de la capăt cu mai multă încredere în noi și să facem un rezultat bun. Am văzut echipa, am văzut la vizionare. Într-adevăr, cum a zis un profesor, sunt câteva jucătoare cu experiență internațională. Noi avem încredere, eu am încredere, noi că se poate. Într-adevăr, am început mai prost acest campionat. Toată lumea a observat acest lucru, însă mai este până în mai. Eu zic că o să facem o figură bună până la sfârșitul campionatului. Partida va fi condusă de cuplul de arbitri din Letonia, Vadim Sjaskins, Eduard Zapko. Observator din partea EHF va fi Peter Eleș din Ungaria. După meci, conducerea grupării de la Poalele Meseșului va organiza o tombolă pentru spectatorii prezenți, în care vor fi puse la bătaie 9 premii substanțiale. Jocul din turul 3 al cupei EHF dintre HC Zaleu și Banik Most va avea loc mâine de la ora 17 în sala sporturilor din Zaleu.